Doamne ajută, sunt preotul Gheorghe Mihaele și vă spun bun venit la o nouă ediție a emisiunii Lumina Ortodoxiei, o emisiune realizată pe HTV Live în colaborare cu Centrul Cultural Misionar Doxologie al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Potrivit unui index mondial al persecuțiilor, realizat și făcut public de o organizație internațională, cât de recent, s-ar părea că religia creștină este cea mai persecutată la nivel mondial. Acest raport se bazează pe studii făcute în 50 de țări, pe o populație de 4,83 miliarde de oameni și 13% din această populație, adică 650 de milioane, sunt creștini. Ei s-ar părea că sunt cei mai persecutați comparativ cu alte religii, care și ele poate în diverse zone ale globului sunt sub diverse persecuții. Pentru a discuta despre această realitate a zilelor noastre, pe care noi o considerăm a fi specifică perioada de început a creștinismului, am invitat pe Părintele Dr. Constantin Năcla de la Biserica Sfântul Nicolae Domnesc din Iași. Să rămână, bine ați venit! Bine v-am găsit! Emisiunea de astăzi este Persecuția creștinilor, o realitate continuă. Aș vrea pentru început, Părinte Constantin, să vedem ce înțelegem noi prin persecuție. Ce este persecuția? Persecuția poate fi definită în multe feluri. Sunt multe aspecte care privesc persecuția, pe lângă cea fizică, violentă, există persecuția la nivel spiritual, la nivel psihic, la nivel duhovnicesc și sigur că atunci când vorbim despre persecuție, noi ne gândim de obicei la persecuția fizică, la imposibilitatea de a desfășura credința, de a mărturisi pe Dumnezeu liber, fără a fi îngrădit de nimic. Ori, așa cum spuneați, la începutul creștinismului, persecuția era foarte evidentă, deoarece era confruntarea dintre două lumi total opuse. O lume păgână în care Dumnezeu era necunoscut, în care idolii de tot felul și zeitățile pe care oamenii le-au gândit, le-au construit pentru a, de cele mai multe ori, pentru a glorifica, a zeifica sau a deifica patimi omenești, sigur că era în contradicție cu revelația Dumnezeului adevărat pe care creștinismul o propovăduia întemeindu-se pe un adevăr de necontestat, învierea Mântuitorului și viața veșnică. Pentru că actul învierii, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel, este temelia predicii, temelia noii veștii cele bune, a Evangheliei. Așadar, confruntarea acestor două lumi a fost foarte violentă și a durat secole, și ea a generat mulți martiri și sfinți pe care astăzi îi socotim ca și sămânța bisericii și noi înșine săvârșim Sfânta Liturghie pe sângele acestor martiri, deoarece biserica s-a construit pe mărturia lor. Sigur că mai târziu persecuția a luat alte forme și astăzi de fapt se observă un reviniment al persecuției violente în locurile în care cele două lumi se confruntă din nou cu aceeași agresivitate cu care se întâmpla la începutul creștinismului. Și aceasta, sigur că are multe motive, nu știu dacă avem răgazul să expunem aici motivele. Ceea ce observăm, de fapt, este că această persecuție violentă asupra creștinilor și care, așa cum spuneați, este majoritară în lume, este din ce în ce mai puternică. Pe de altă parte, există așa, pentru a defini totuși persecuția de ordin spiritual, care se manifestă mai ales în lumea civilizată, pentru că acolo tindem să eliminăm actul violent din viața noastră, dar el se manifestă sub o altă formă, poate mult mai puternic și mai agresiv în mințile celor care nu sunt pregătiți să răspundă acestui act. Deci avem, pe de o parte, o persecuție vizibilă, violentă, iar pe de altă parte, în partea, să zicem, mai civilizată a lumii, întâlnim o persecuție care nu este fizică, dar este psihică, este de altă natură. Este psihică și se manifestă, sigur, sub toate aspectele vieții, chiar vieții de zi cu zi. Sunt oameni care sunt persecutați pentru că își fac semnul crucii, pentru că
pomenesc doar de Dumnezeu sau de Hristos, sunt oameni care sunt persecutați pentru că în profesiunea lor țin cont de învățătura creștină și de mărturia pe care o dau pentru Mântuitorul Hristos. Dar această persecuție, să spunem, la nivel psihic sau la nivel sufletesc, se reflectă direct și în viața fizică, pentru că sunt mulți care suportă consecințe din cele mai grave, pentru că au ales să-L mărturisească pe Dumnezeu într-un context restrictiv, chiar dacă nu sunt liberi să o facă. Și sigur că dacă vorbim despre cele două feluri de persecuție majore, care astăzi le întâlnim în egală măsură și care dau această cifră îngrijorătoare a majorității persecuțiilor care se manifestă împotriva creștinilor, dacă e să observăm unde anume în lume se petrec aceste lucruri, vom vedea că sunt țările în care, pe de o parte, țările instabile, în care războiul, agresiunea, violența, conflictul, dorința de putere și multe alte motive care au stat și în istorie la temelia unor războaie majore din istoria lumii, și astăzi se observă în aceste părți ale lumii. Pe de altă parte, găsim motive dintre cele mai sofisticate la nivelul în lumea civilizată, care se datorează în esență unei concepții diferite de cea creștină atunci când construim societatea, când vrem să definim societatea. Pentru că lista lungă a drepturilor și a libertăților care au fost câștigate în numele unei civilizații și a unui progres au eliminat pas cu pas din această construcție, au eliminat prezența lui Dumnezeu. Ori aceasta face ca această listă mare de libertăți și de drepturi de care se bucură omul în lumea civilizată să fie, de fapt, o îngrădire, de asemenea, pas cu pas, a libertății religioase și mai ales a libertății creștine, pentru că creștinul propovăduiește pe Hristos cel viu, pe Dumnezeu cel adevărat. Și atunci când elimini din constructul acesta legislativ, elimini prezența Dumnezeului celui viu, evident că această confruntare are loc, produce nesiguranță, produce durere, produce suferință și se manifestă ca o persecuție la nivelul fiecărui creștin în parte. De altfel, simțim în multe locuri în lumea civilizată, simțim această agresiune nevăzută care se manifestă asupra noastră, pentru că chiar dacă suntem liberi să ne manifestăm credința, de fapt suntem sub persecuția celor care, în numele acestor libertăți, doresc să nu o manifestăm. Să nu o manifestăm public, să nu arătăm public faptul că suntem creștini. Să nu arătăm public. Aceeași realitate era și în perioada comunistă, înainte de 89. Sigur, atunci, cel puțin, era o ideologie ateie de care se știa. Acum, după 89, potrivit unui autor, și acum un alt curent, tot fără Dumnezeu, este cel care vine și care încearcă să ne cuprindă și pe noi. Comunismul, ca să spunem așa, în mod primitiv, dar foarte just, a afirmat ateismul. A afirmat necredința în Dumnezeu, a afirmat o ideologie care se întemeiază pe omul nou, din care lipsește cu desăvârșire relația cu un Dumnezeu nevăzut. Acum, această idee a unui om nou este și acum, după 89, sigur, dar un alt om nou. Doar că acum secularizarea care pătrunde și care, de fapt, este fundamentul acestei noi tendințe din ce în ce mai manifeste și mai puternice în lumea civilizată, secularizarea, de fapt, de asemenea, propune omul în centrul preocupărilor și a eforturilor întregii lumi, dar omul singur lipsit de Dumnezeu. Ori creștinismul în centrul existenței lui nu l-are pe om, ci pe Dumnezeu. Omul se relaționează cu Dumnezeu și dorește să ajungă asemenea lui Dumnezeu, dar nu devine el Dumnezeu. Nu îl înlocuiește pe Dumnezeu.
Părinte de Constantin, vă propun dumneavoastră și telespectatorilor să urmărim un fragment dintr-o conferință susținută de Meletios Shatahi, un membru a ierarhiei unui preot din Siria, mai precis din Damasc, conferință susținută la noi la Iași, la Ateneul din Tătăraș, fiind o inițiativă a organizației Iubire și Încredere. Urmărim acest fragment din acea conferință, după care o să vedeți că avem multe lucruri de discutat. Ce se întâmplă acum în Siria nu este ceva nou. Așa cum a zis părintele profesor, întotdeauna creștinii acolo au fost persecutați, începând de la primul secol până acum. Vă dau mai multe exemple, chiar nu numai de arabi, au fost persecutați și de creștini. Când au venit cruciați în Antiohia, în 3 zile, n-a mai rămas nimic și n-a mai rămas niciun suflet viu în Antiohia. Vă dau un alt exemplu. Între anii 1861 și 1916 au fost martirizați 2 milioane numai de ortodoxi. 2 milioane. Mai sunt și 1.200.000 de sirio-iacobiți și încă 800.000 de armeni într-o zi și numai la Damasc, la anul 1861, într-o zi la Damasc, chiar pe 9 iulie, care va veni acum, au fost uciși. În Damasc au fost uciși 60.000 de creștini într-o zi. Și au dat foc în catedrală, care este acum, a supraviețuit până acum, și au fost în catedrală 6.000 de creștini. Deci, și avem o sărbătoare acum pe 10 iulie, când au fost martirizați acești creștini ortodoxi, cu preotul catedralei, Sfântul Iosif Damaschin. Deci, pentru noi, să știți, nimic nu este nou. Niciodată n-a fost acolo liniște, niciodată n-a fost pace. Poate că aceasta este crucea noastră. Fiecare persoană și fiecare popor trebuie să-și ridice o cruce, indiferent cât de grea este. Dumnezeu știe puterea noastră, dar niciodată, așa cum v-am zis, n-a fost liniște acolo. Deci, aceasta este crucea noastră și trebuie să o ridicăm cu multă mulțumire. Nu este important neapărat dacă avem liniște sau nu avem liniște, avem pace sau nu avem pace. Cred că este mai important să nu pierdem liniștea înăuntrică, pacea lui Hristos. Asta este cel mai important. Bine, se întâmplă acum în Siria nu s-a întâmplat niciodată în istoria noastră, să spunem. N-a fost niciodată atât de agresiv cum este acum. Înainte de război, să știți, creștinii din Siria făceau 10 sau 11% din toată populația. Da, lucrurile cu totul și cu totul aparte.
Într-adevăr, acolo, în zonă, a fost perioade de pace, dar și perioade de persecuție. Însă, după cum recunoaște monahul Melete Shatahi, care, să știți, nu este român, el este sirian, născut, crescut acolo, doar că a învățat între timp limba română. După războiul din Siria, sau care, mă rog, care încă nu s-a încheiat, în urma războiului, deci situația s-a schimbat cu totul și cu totul complet. Dacă înainte războiului erau 10-11% din populația Siriei creștine, acum nu mai știm câți mai sunt, oricum sunt cu mult mai puțini. Și în special se vede, se identifică această atitudine agresivă îndreptată împotriva creștinilor. Și o să vedeți, noi o să mai urmărim un nou fragment din această conferință, repet, susținută la Iași de un monah sirian. Problema n-a fost între creștini și musulmani. Între creștini și musulmani, în Siria, în Antiohia și probabil și în alte zone ale lumii, exista înțelegere. Problema este, o să vedeți, el face deosebire între musulmani și islamiști. Islamiștii sunt cei care vin și declanșează această cruntă și necinstită persecuție împotriva creștinilor. Da, așa este. În general, lumea musulmană nu este în lumea musulmană găsești și foarte mulți lideri musulmani care sunt apropiați de creștini pentru că au înțeles că în pace, conform învățăturii lor, doar în pace se poate găsi și liniștea cu Dumnezeu sau în Dumnezeu. Este o mare ipocrizie să afirm că să pui numele lui Dumnezeu într-un război agresiv împotriva celor care cred în Dumnezeu. Este o mare ipocrizie, pentru că pacea lăuntrică, cea care te poate înălța cu mintea, cu inima spre Dumnezeu, nu se poate obține fără pacea, sau ea se reflectă în pace din afară. Când afară nu este pace, atunci sigur că nu poți să nu gândești că ea provine din războiul dinăuntru, pe care conflictul dinăuntru pe care îl are cel care în numele lui Dumnezeu, de fapt, el ucide necrezând în niciun Dumnezeu. Am avut ocazia recent să merg și eu în aceste locuri și vreau să vă spun că ce am văzut acum în scurtul fragment pe care l-am urmărit a fost pacea din inima acestui monah trăind într-un loc în care creștinismul este persecutat. Am văzut același lucru în inima și în discuțiile cu unii ierarhi și preoți din zonele acestea, foarte senini și foarte liniștiți. Am mers în Valea Beka, în Liban, care este la granița cu Siria, într-un loc în care sunt peste 1 milion de refugiați sirieni. La granița cu Siria, Libanul este efectiv invadat de grupuri de sute și mii și zeci de mii de sirieni care s-au refugiat datorită războiului de acolo. Și preoții din aceste parohii și ierarhii sunt acum în situația de a gestiona o criză fără precedent. Libanul, cu o populație de 4 milioane, în jur de 4 milioane de locuitori, are acum 2 milioane de refugiați. La fiecare 2 locuitori există un refugiat. Iar gestionarea acestei crize, sigur că vedem la noi că un număr de câteva sute de refugiați creează deja multe discuții și chiar valuri în societate. Gândiți-vă ce înseamnă milioane de oameni care au venit să ocupe un teritoriu pe care până nu de mult îl stăpâneau doar cei din Liban. Ori am văzut în discuțiile mai ales cu preasfințitul Gheorghios din Zahle, de la granița cu Siria, o liniște și o pace pe care rar le întâlnești. Chiar în lumea noastră, unde suntem așa tihniți din punctul ăsta de vedere, pentru că persecuția, așa cum spuneam, se manifestă la un nivel la care o simțim doar dacă noi înșine suntem angajați în cuvântul lui Dumnezeu și în lupta pentru mântuire. Cei care nu sunt angajați, sigur, simt prea puțin că ar fi atacată biserica, dimpotrivă,
critică mereu biserica pentru că ar avea prea multe privilegii sau, eu știu, beneficii din partea statului, negândindu-se la ce înseamnă să fii în biserică în linia întâi, în frontul celor care, în linia întâi din frontul și lupta celor care duc această luptă duhovnicească pentru mântuirea lor. Așadar, am observat această pace și liniște în inima celor care nu doar s-au resemnat, ci duc această luptă cu o credință mult mai autentică, să spun așa, mult mai întemeiată în Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că atunci când ești în criză sau în situația de a mărturisi pe Hristos cu prețul vieții, atunci se cerne, cum spune Sfântul Apostol Pavel, se lămurește ca în foc aurul și atunci se arată cel care crede și credința lui poate să nască sfinți și cel care este căldicel. Așadar, această realitate pe care o trăiesc cei de acolo îi fac să-și lămurească mult mai atent și mai clar credința pe care o mărturisesc. Pe de altă parte, am avut ocazia în sudul Libanului să avem o întâlnire cu un șeic, Muhammad, un lider musulman, care colaborează foarte strâns cu Biserica Creștină de acolo, în spațiul unde sunt refugiații palestinieni și care chiar apreciază foarte mult ceea ce face biserica într-un loc în care este minoritară. Și vreau să vă spun că ei înșiși se simt persecutați și mulți dintre ei sunt uciși, așa cum vedem, în numele unui adevăr absurd pe care îl propagă și îl mărturisesc cei care conduc aceste persecuții. Și vreau să vă spun că nu putem să acuzăm pe cineva. Eu ar spune că cel care, singurul care poate fi acuzat, este cel rău, cel care dezbină. Diavolul înseamnă cel care dezbină. Dar care și el are oamenii lui. Sigur, că diavolul tot prin oameni lucrează. Cel care dezbină pe unii de alții este cel care și-a propus de la început să distrugă biserica, să distrugă legătura omului cu Dumnezeu. Aceasta o face, se vede acum foarte evident în multe părți ale lumii. Sau mai puțin evident, dacă avem doar discernământul duhovnicesc, să sesizăm această realitate care se întâmplă, poate chiar în jurul nostru. Urmează o scurtă pauză, după care continuăm emisiunea de astăzi.